Putem începe? Bună ziua! Suntem într-un moment care reclamă măsuri mult mai stricte și obiectivul acestor măsuri îl reprezintă viața și sănătatea oamenilor. Nimic nu este mai presus decât sănătatea oamenilor și pentru asta trebuie să fim cu toții solidari și eficienți. Da. Aș vrea să știți că la nivelul instituțiilor județului Sibiu am luat unele măsuri. Măsuri care să facă aceste instituții mai eficiente în raport cu oamenii și în raport cu atribuțiile pe care le au. Instituțiile trebuie să acționeze și să inspire încredere, mai ales în spital. Un om când privește spre spitalul din localitate, trebuie să fie îndemnat să acționeze din timp și nu să ajungă într-un stadiu foarte grav. De aceea, măsurile în privința funcționării instituțiilor din județul Sibiu au plecat de la revocarea din funcția subprefectului județului Sibiu, care a fost la comandă în ultimele 2 săptămâni, perioadă în care se putea mai multă eficiență și ar fi trebuit să apară deja rezultate în urma unor decizii pe care le-am luat. De asemenea, am primit demisia directorului Direcției de Sănătate Publică din județul Sibiu și aștept și demisia managerului Spitalului Județean de Urgență. Spun lucrul acesta tocmai pentru că vrem să îndreptăm situația din județul Sibiu și nu există niciun party pris, nu există nici o îngăduință atunci când este vorba de funcționarea acestor instituții pentru a salva viața oamenilor. Nu există de asemenea nicio solicitare pe care instituții în domeniul sănătății să le fi făcut spre Guvernul României și care să nu fi primit răspuns. De aceea, atunci când auzi că se poate face mai mult, te uiți dacă s-a solicitat acest sprijin. Am investit în sistemul de sănătate din județul Sibiu, am rezolvat problema medicilor și la nivel de țară, în mare parte, mai ales acolo unde existau situații extrem de grave și de urgente, pe partea de consumabile, de echipamente medicale, echipamente sanitare, am transmis aceste necesități și am decontat din bani europeni și aduc aminte că pentru aparatură medicală am alocat până în momentul de față 1,2 miliarde de euro. Așadar, sper ca măsurile în privința instituțiilor să producă efecte și în același timp îl rog pe domnul secretar de stat Arafat să prezinte măsurile privind sănătatea publică a celor din Sibiu. Mulțumesc, doamnă viceprim-ministru. Deci, dacă îmi permiteți să subliniez, știți că situația care ne aflăm în ea în municipiul Sibiu și în alte localități din județul Sibiu necesită unele măsuri care sunt suplimentare față de măsurile care le-a luat guvernul recent. Adică măsurile de limitare a circulației între orele 23 și 5 dimineață, închiderea unor spații închise și desfășurarea activității în spații deschise, portul măștii în spații deschise permanent peste tot în țară. Totuși aici, având în vedere incidența și faptul că în continuare avem un număr mare de cazuri, astăzi peste 400 de cazuri în județul Sibiu, în urma discuțiilor care au avut loc inclusiv cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, s-a ajuns la următoarele concluzii și măsuri suplimentare.
În primul rând, instituirea măsurii de carantinare a municipiului Sibiu la un loc cu localitatea Schellenberg și cartierul Arhitecților, măsura de carantinare a localității Tălmaciu și măsura de carantinare a localității Cisnădie, începând cu ziua de luni. O excepție va fi acest weekend și în fiecare weekend după asta, pe durată măsurii de carantinare, este închiderea magazinelor și a mall-ului sau mall-urilor pe toată durata weekendului, și anume sâmbătă, duminică, cu excepția magazinelor, piețelor agroalimentare, magazinelor care vând alimente, farmaciilor, bineînțeles, și cele care vând materiale esențiale, cum ar fi, de exemplu, alimentele pentru animale și așa mai departe. Deci, ca să revin să explic clar, măsura de carantinare este începe de luni, pe timp de 2 săptămâni, suplimentar vom avea măsuri pe durata weekendului, și astea sunt în mod deosebit închiderea mall-urilor și magazinelor, cu excepția celor cu produse esențiale, iar această măsură va începe de această sâmbătă. Restul va începe de luni. Pe durata stării de carantină, care o să avem pe situația de carantină, magazinele se vor închide la orele 20 în loc de 21. Terasele, ce mai funcționează din ele, sub definiția de terasă în spațiu deschis, se vor închide pe toată durata carantinei. Magazinele pot să aibă în ele persoane, maxim o persoană la 8 metri pătrați. Deci o persoană la 8 metri pătrați, respectând toate regulile de sănătate publică stabilite prin ordinele emise la nivelul Ministerului Sănătății. Iar între orele 10 și 13, procurarea de alimente și procurarea de materiale necesare va fi rezervată persoanelor peste 65 de ani vârstă. Pentru ieșire pe durată perioadei de carantină de la domiciliu, de la localitățile carantinate sau intrarea în ele, există excepții care vor fi anunțate și care permit, cum ar fi activitatea profesională, asistența medicală, ce nu poate fi amânată, asistența medicală de urgență, cumpărarea materialelor necesare, alimentelor. Deci asta se va face, bineînțeles, pe baza de declarație pe propria răspundere. Bineînțeles, la sfârșit, mai vin asupra încă unui subiect, și asta este activitatea religioasă, care s-a discutat cu reprezentanții cultelor, a discutat doamna vicepremier astăzi. Activitățile se vor desfășura în spații deschise pe durata perioadei de carantină. La sfârșitul perioadei de carantină, acelor 14 zile care încep din ziua de luni, urmează să se facă o nouă evaluare asupra situației și să venim după asta cu noi comunicate în acest sens. Rugămintea noastră, foarte mare către populație, este colaborarea și înțelegerea a necesității acestor măsuri. Sunt extrem de necesare pentru a limita răspândirea virusului, a scădea incidența și a reduce impactul major care există pe sectorul sanitar la acest moment. Referitor la partea de asistență medicală, din discuțiile care le-am avut, colegii de la Spitalul Militar astăzi suplimentează cu încă 5 paturi locurile din Spitalul Militar, au participat cu noi la discuții, iar astăzi, până se suplimentează locurile, 3 pacienți de terapie intensivă care era nevoie să fie găsit loc pentru ei, urmează să plece
la Târgu Mureș, unde există locuri libere la acest moment și unde de mâine se va suplimenta cu încă 10 paturi de terapie intensivă acolo. Însă soluția optimă pentru aceste situații este prevenirea și reducerea numărului cazurilor. Iar acest lucru nu se poate face decât cu implicarea fiecărui individ dintre noi, dumneavoastră, în aplicarea acestor măsuri. Dacă le aplicăm, dacă înțelegem necesitatea lor și mai puțin ascultăm toate îndemnurile care vin pentru a nu le respecta și înțelegem necesitatea lor, e posibil să se iasă mai repede din această situație și să vedem că incidența scade semnificativ. Deci ne bazăm chiar pe dumneavoastră în această acțiune. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Carantină de luni de la ora 0? Da, deci începe carantină de luni dimineața de la 0 sau de la 5, oricum de luni dimineața. O să văd acum cum s-a stabilit de către comitet. Doamna vicepremier a spus faptul că s-au făcut investiții în Sibiu. Voci de la ATIS spun faptul că se moare acolo tocmai din cauza că nu s-au făcut demersuri pentru extinderea ATIS sau pentru suplimentarea de paturi. Ne amintim că sunt containere cu morți acolo în acest moment. Ce investiții s-au făcut la ATIS în Sibiu, spre exemplu? Toate investițiile care s-au făcut la Spitalul Județean de Urgență vor fi prezentate de către reprezentanții Spitalului Județean și de altfel cred că v-au fost aduse la cunoștință. Eu pot să vă spun că am decontat achiziționarea de aparatură medicală de aproximativ 13 milioane de euro din fonduri europene pe care le-am direcționat exact în această acțiune de combatere a infectării cu SARS-CoV-2. Am o întrebare legat de problemele care rămân dincolo de demisii, punctual, legat de Spitalul Județean. Domnul Arafat și doamna vicepremier, știm că stă un aparat PCR nefolosit chiar lângă urgență și am aflat astăzi că, de fapt, la Spitalul Județean, din 3 aparate PCR, merg doar 2. Puteți să ajutați Sibiu de la București, nu știu, de la Ministerul Sănătății cu reactiv, cu ce trebuie, să se facă testare la capacitate maximă în Sibiu? Și a doua întrebare punctuală. Mi se pare normal, tocmai astăzi, când ați venit dumneavoastră la Sibiu, să se deschidă brusc două secții de medical în Spitalul Județean pentru a fi luați de urgență din containere pacienții, să nu-i vedeți dumneavoastră cum așteaptă acolo? Încă din prima secundă în care am văzut această informație că există un aparat PCR nefolosit în județul Sibiu, am luat legătura cu cele două părți implicate și astăzi protocolul de punere în funcțiune a acestui aparat va fi semnat între Universitatea Lucian Blaga și Spitalul Județean Sibiu. De asemenea, acest protocol este transmis de urgență Direcției de Sănătate Publică și vom direcționa, în urma discuției pe care am avut-o cu domnul ministru Nelu Tătaru, toate consumabilele necesare punerii în funcțiune a acestui aparat. Dacă îmi permiteți să completez aici pentru testele și după care și pe partea cealaltă care ați întrebat. Am trimis deja primele teste rapide pe bază de antigen, nu pe bază de anticorp, adică care pot să ajute stabilirea unui pacient pozitiv, mai ales dintre pacienții simptomatici, mai repede până vine rezultatul PCR. Deci s-au trimis, deja au ajuns. Da, deci au intrat în Sibiu, cred chiar de ieri au venit. Deci testele au venit, au fost distribuite, câteva sute de teste pe unitate de primiri urgență, la nivelul unităților de primiri urgență, cu un ordin de utilizare al lor. Și acest lucru, bineînțeles, va fi suplimentat pentru că ordonanța de urgență pe stocurile strategice prevede achiziționarea a 3 milioane astfel de teste. Bun, de antigen. Deci, puteți să ajutați cu reactiv, cu tot ce trebuie deci, să fiu ca urgent, să fie folosite toate trei din județ. O secundă, vă rog, am înțeles întrebarea. Deci, pe partea de teste, există un coleg care se ocupă și care urmărește acest lucru la nivelul Ministerului Sănătății. La acest moment, eu nu pot să știu care este motivul. Este lipsa de personal, este lipsa de teste sau ceva. Atunci se va discuta, vă asigur că vom transmite colegilor de la Ministerul Sănătății să asigurăm sprijinul în acest sens. Cât pentru cealaltă întrebare care ați pus-o, cu deschiderea astăzi a celor două secții medicale. Eu nu știu când au deschis secțiile, dar știu că au fost
repetate din partea fostului șef, inclusiv al unității de primire urgență, pe această temă și care au fost ridicate la nivelul managementului spitalului și spuse. Acum, dacă s-a rezolvat, s-a rezolvat, dar cu siguranță aceste lucruri urmează să fie evaluate de către Ministerul Sănătății și a modului în care au fost gestionate și cum au fost implementate și la ce moment. Deci asta trebuie să facem. Care sunt focarele din Sibiu la acest moment? De unde a plecat mai exact răspândirea aceasta? Nu pot să vă spun asta acum, deci cred că mai degrabă trebuie să discutăm, asta mai am anunțit cu colegii de la Ministerul Sănătății, de la INSP și mai ales cu DSP-ul aici, care fac aceste analize. Pentru noi, municipiul Sibiu, cu incidența de 11 la 1000, deja nu mai vorbim de focar, vorbim de transmitere comunitară intensă deja. Deci când vorbim de focar, vorbim de un focar într-un, să zicem, azil de persoane în vârstă, de, într-o casă unde sunt mai multe persoane cu dezabilități. Asta e focar. Când ai un municipiu care este la 11 la 1000 deja și cu tendință de creștere continuă, înseamnă că este o transmitere intensă. Asta poate să se ajungă la ea într-un fel de la nerespectarea regulilor, de la nu trebuie să fie toată populația, o parte dacă nu respectă, dacă se relaxează prea mult, dacă ascultă mesajele care spun că lăsați că nu se întâmplă nimic și totul e fals, nepurtarea măștii unde trebuie să fie purtată. Asta toate pot să ducă la această situație. Și acum măsurile care noi le luăm au două ținte principale. Reducerea mobilității neesențiale, să zicem, și reducerea contactelor neesențiale. Asta poate să ducă într-adevăr la stopare și la revenire la o situație mai bună și la reducerea incidenței. Vă rog, dacă vorbiți toți deodată, n-am cum să răspund. V-am repetat, aici nu întotdeauna trebuie să caut pe cine a greșit ca persoană. Aici, să vă spun, fiecare dintre noi are rolul lui. Dacă unii, de exemplu, au făcut o petrecere acasă și au mers 10 acolo și n-au purtat mască și au plecat cei 10 și era unul singur acolo pozitiv, dacă au stat 3-4 ore împreună, 3 sau 4 s-au pozitivat. Ei nu știu acest lucru, rămân asimptomatici. Merg în alta parte, peste o săptămână, o altă zonă, o altă petrecere, o masă, nu se respectă regulile. Se transmite la alții. Așa se întâmplă. Printre cei care... Deci aici v-a anunțat doamna vicepremier ce s-a cerut. De ce s-a luat atât de târziu această măsură a carantinării? E adevărat că de la DSP s-a transmis încă de prima oară din data de 5 noiembrie. Deci au fost... a doua oară din 11 noiembrie aceste propuneri de carantinare? Au fost discuții, da, au fost discuții și cu INSP-ul. S-a discutat de anumite măsuri să se ia și acum ați văzut că s-au luat măsuri în plus, de fapt, măsurile de weekend, măsurile suplimentare care s-au introdus, s-a discutat asupra lor. Deci știu că au fost discuții, da, dar măsurile de carantinare și măsurile care le-am luat acum sunt poate chiar peste ce s-a discutat, mai ales cele suplimentare pe perioadă de weekend, care inițial știu că nu erau în discuție. Deci confirmați că a venit propunerea de la Sibiu și că nu a venit... Deci știu că s-a luat, știu că avizul de la INSP, dacă nu greșesc, s-a dat ieri. Deci acest lucru. Ieri s-a dat avizul, astăzi s-a decis. Carantinarea oricum nu se face peste noapte, începe luni. Singura măsură care pe noi ne interesează să înceapă acum este măsură de închidere a mall-urilor și magazinelor în weekend, că să nu fie aglomerație în weekend nejustificată, poate cel mai bine zis. Și atunci, ieri a venit avizul de la INSP, dacă nu greșesc, cam asta este data în care a sosit. Astăzi s-a făcut ședința comitetului, decizia carantinării este din începând cu ziua de luni și sunt două măsuri care se iau suplimentar începând cu sâmbătă și astea sunt mall-urile, magazinele. Cu excepția celor alimentare și celor cu materiale esențiale. La asta aveți o vastă experiență. Șeful de la UPU care a demisionat este un doctor foarte valoros. Înțeleg că există numeroase memorii făcute de medicii din urgența din Sibiu, au reclamat probleme. După ce plecați dumneavoastră, nu e rezolvată problema din urgența de la Sibiu. Tocmai... Pentru că stația de oxigen, care e necesară, nu este... S-a discutat de stația de oxigen, au prezentat domnii de la conducerea, doamna manager și domnul director medical despre stația de oxigen, că lipsesc unele piese care urmează să vină. S-a discutat inclusiv partea cu buteliile de oxigen. Referitor la colegul care... și-a depus demisia, eu sper totuși să se răzgândească și să colaboreze cu
actualul sau cu cine va fi manager în viitor. Asta este un lucru foarte important, pentru că, într-adevăr, nu știu, eu sper, este o speranță, nu pot să oblig pe nimeni la acest lucru. Asta este o decizie a unei persoane. Faptul că au fost date memorii la managementul spitalului, îl cunoaștem acest lucru și poate de aceea trebuie să vină să facă o evaluare Ministerul Sănătății, să vadă exact ce s-a întâmplat, pentru că DSE-ul are rol inclusiv la UPU, dar când intrăm în zona spitalului, managementul spitalului și tot aici, trebuie să fie Ministerul Sănătății. Nu, n-am această informație. Că este pacient care 3 zile a stat pe scaun legat de nu, mânării? Acest lucru nu am. Chiar nu am această informație. Sibiul nu va primi o unitate mobilă UPU? Avem la acest moment 4 unități mobile de terapie intensivă. Asta vorbiți despre ele dumneavoastră. Deci aceste 4 unități, la acest moment, toate sunt repartizate. Una este la Botoșan de ieri, una este pe drum înapoi la Timișoara după ce s-a făcut o revizie la ea pentru pregătirea ei pentru iarnă, una este funcțională, de fapt 5 sunt, nu 4, una este funcțională la Ploiești, una este funcțională la Pitești și una este funcțională la Institutul Marius Nastă. Pe fondurile europene, vă rog, urmează să se mai ia anumite unități și să se construiască și module de ATI în afara spitalelor, specializate pentru asta. Deci asta în următoarea perioadă când se fac, e posibil să ajungă și la Sibiu. Dar nu putem să le creăm peste noapte, din păcate. De ce s-a renunțat la cele 30 de timp reachiziționat? Situația în Sibiu și ne referim aici la instituțiile cheie, fie că e vorba de prefectură, de DSP, de Spitalul Județean. Acest mod a contribuit la situația gravă din Sibiu? Cu siguranță lipsă comunicării și unele aspecte care poate că trebuia să se stea să fie rezolvate între ei și să fie luate deciziile urgent și să se colaboreze, poate că asta a lipsit. Poate că asta, într-adevăr, a contribuit la această situație. Și atunci, ce garanție există pentru cetățeni că de acum încolo, odată cu schimbări, nu se va mai întâmpla la fel? Cred că lumea înțelege și la ceasul al 12-lea că trebuie să facă ceva și eu sper că acum s-a înțeles după toate discuțiile care au avut loc și, bineînțeles, așteptăm și vom monitoriza situația. Dacă ceva nu este ok, se vor lua măsuri noi ca să fie ok. Adică, din punctul meu de vedere, oamenii așteaptă ceva de la noi, oamenii așteaptă ceva de la aceste instituții, oamenii așteaptă ceva de la fiecare persoană în aceste instituții. Nu este loc nici pentru orgolii, nici pentru supărări, nici pentru nimic. Aici cu toții trebuie să stăm și avem un singur cel. Rezolvarea problemei și reducerea impactului acestui virus. Restul se rezolvă după, cam așa trebuie să fie. Și alte localități din județul Sibiu pentru care le luați în calcul carantina? La acest moment nu, vedem cum este evoluția. Acest moment v-am zis care sunt localitățile, rămâne la aceste localități. Și legat de altă domnul Arafat, în cazul unde incidența trece de 6 la 1000, de ce se târzie, de ce Pentru că nu este vorba numai de incidență. Deci când se face evaluarea pentru carantinare, vorbim de incidența care este un factor, și mai sunt alți factori care le calculează direcțiile de sănătate publică. Asta e motivul de ce unele direcții au decis să ia la o incidență mai mică decizia de carantinare, alte direcții au așteptat pentru că au considerat că încă nu e cazul să carantineze. Că să înțeleagă lumea, modalitatea de carantinare este că DSP-ul stabilește, trimite la INSP, la Institutul Național de Sănătate Publică, care avizează, cum am zis, ieri a venit avizul aici pentru Sibiu, după care se trece prin Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și abia atunci, la nivel de comandant al acțiunii, se semnează ordinul de carantinare. Deci cam asta este. În încheierea de decembrie în București, cine sunt cele 400 de persoane care vor avea voie să participe? Vă dați seama că invitațiile nu le fac eu, dar oricum vor fi activități foarte reduse, fără defilări, fără activități intense. Din ce știu, nu. Din ce știu, nu, dar urmează să se anunțe. Eu știu că o să fie ceremonii mai restrânse, dar cu siguranță președinția va ieși cu anunțuri despre acest lucru și colegii de la Ministerul Apărării. În ultima dată am reușit să ia stăpâniți pe cei din publicul larg care poate vor să intre în perimetrul care va fi restrâns. Acolo se poate face și se poate face și prin anunț clar să nu vină nimeni și se poate face și prin forțele de ordine care să nu permită să vină. Eu cred că dacă nu va fi paradă, lumea nu prea va veni pentru acest lucru. Totuși, ziua națională trebuie marcată, dar în același timp trebuie să se respecte și măsurile de prevenire și măsurile de limitare a răspândirii virusului. Dar, cum v-am zis, pentru partea de ziua 1 decembrie se va comunica oficial cu siguranță
de către instituțiile care organizează această zi și o să spună exact cum va fi, iar în județe aceleași reguli care vor fi la București, bineînțeles, se vor implementa și în județele care sărbătoresc, bineînțeles, domnule, ziua națională. Este atât de gravă situația încât dați drept de liberă practică rezidenților și studenții? Nu, stați un pic. În anii 1 și 2, de stați exemplu. Un pic, vă rog, nu înseamnă că e atât de gravă. Avem nevoie de personal, avem nevoie de forță de lucru, fără nicio discuție, asta nimeni nu o ascunde. Noi, oricum, suntem sub normă în mai multe locuri și asta este o chestie cronică, nu e o chestie care s-a întâmplat acum, dar mai avem acum și o agravare a situației prin faptul că unii se îmbolnăvesc, unii rămân izolați sau carantinați la domiciliu, alții sunt internați. Și atunci, sunt două soluții care s-a venit cu ele. Pentru partea de îngrijiri la nivel de asistență medie, adică asistenț medical, recrutarea studenților este o soluție foarte bună în acest sens. Studenții oricum sunt pregătiți să lucreze în unități sanitare, știu ce înseamnă un pacient, știu ce înseamnă să faci ceva la patul pacientului și atunci recrutarea unui număr de, cum am zis noi ieri, până la 3.000 de studenți, asta va permite să suplimentăm personalul mediu care să sprijine medicii acolo unde e nevoie, secții de ATI, la urgență, la secțiile de boli infecțioase, poate. Iar pe partea rezidenților să le dăm drept de liberă practică, credeți-mă că nu suntem singura țară care facem asta. Recrutarea medicilor care intră în rezidențiat, medicilor care au terminat facultatea de medicină, că să ajute pe lucruri care sunt, bineînțeles, sub îndrumarea medicilor specialiști. Asta dă timp medicului specialist să se dedice exact la ce trebuie să facă. Pentru că noi, dacă vă duceți aminte, cândva aveam stagiatură. Astfel de medici existau în spitale. Acum stagiatura s-a desființat de mai mulți ani. Sunt multe țări europene care au păstrat stagiatura, tocmai că să păstreze acești medici, să ajute medicii specialiști și primari. Noi acum revenim pe recunoașterea și dând un drept de liberă practică general pentru ei, bineînțeles, acest lucru le va permite să sprijine colegilor medici să facă poate anumite chestii care sunt chestii de hârtie, poate anumite manevre și anumite lucruri de bază, să urmărească un bolnav, să-l monitorizeze, să-l examineze, asta vor putea să facă. Da, va reduce presiunea asupra celor care lucrează de 8 luni și au obosit foarte mult și o să vină în sprijinul lor. Și dacă ne puteți spune de ce s-a renunțat la achiziționarea celor 30 de tiruri de ATI? Care 30? Nu erau de 30 de tiruri? Nu. Nu, vor veni, nu e nimic renunțat. Mai avem fonduri de la fondurile europene care ghidul iese luni și urmează să pornim imediat pe partea de achiziție. Exact. Deci sunt soluții aici. Printre ele, da, avem în dotare într-adevăr 4 unități pentru refrigerare care se folosesc în caz că ai foarte multe persoane decedate. Una a fost solicitată, 3 nu și, bineînțeles, depinde, pentru că nu e vorba aici, e vorba dacă capacitatea ta este depășită. Aici am înțeles că în partea de containere se poate rezolva situația asta și să le răcească și să le organizeze. Dacă nu se organizează și sunt probleme, se poate solicita. Se va schimba acel, ghilimele, putem să spunem, circuit din curtea spitalului județean? Aici nu știu exact, n-am fost la fața locului. Eu ce pot să vă spun, că avem promisiunea că se va rezolva partea de containere unde sunt depozitate, din păcate, persoanele decedate. Deci, acolo unde se depozitează, există, acum am înțeles, un plan ca să îmbunătățească situația. Dacă nu se reușește, se pot solicita și putem să sprijinim cu astfel. Nu. Cel puțin nu știu să fi cerut la acest. S-a discutat astăzi, da. Deci vă spun încă o dată rezolvarea problemei răcirii containerelor. De asta am discutat noi, de containere. Deci circuite și asta, credeți-mă că nu o fac eu, asta o face Direcția de Sănătate Publică și trebuie cu ei discutat această legat temă. Legat de locurile de terapie intensivă COVID la nivel național, câte mai sunt disponibile și ce măsuri... Situația este în dinamică. De când face Ministerul Sănătății aceste verificări, să zicem, de dimineață, noi primim o listă de la ei cu locurile libere care sunt comunicate. CNCCI-ul, bineînțeles,
repartizează bolnavii, cum acum, de exemplu, sunt 3 sau 4 locuri libere la Mureș și pleacă de la Sibiu 3 la Mureș. Și la nivel național, câte sunt libere? Ventilatoarele nu sunt toate folosite, deci sunt ventilatoare libere, locuri sunt mai mult folosite. La acest moment pot să spun că suntem chiar la limită.